Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Știți unde se duc banii munciți ai oamenilor de rând, chiar și minimul pe economie? Construiam casele arse ale familiilor. Înmormântam oameni care nu avea cine să-i mormânteze. Ajutam la expatrieri. Atunci am simțit că profit. Ați profitat de Dumnezeu? Doamne, ce fac? Iar cer! Povestind despre visul meu în cadrul emisiunii acum 2 ani de zile, această casă s-a făcut datorită a ta, a oamenilor care au văzut dorința de a face ceva. Bună seara, sunt Antonia Fudulu, bine v-am regăsit. Nu este persoană publică și nici nu are relații în grupuri influente. Dumnezeu nu are nevoie de oameni bogați pentru a-și face lucrarea. El se uită la suflet și a găsit-o pe Cristina Lia, angajată la un fast food din Rovinari cu minimul pe economie. Această femeie a construit și recondiționat 9 case, susține zeci de copii cu lapte, scutece și haine, iar în prezent monitorizează 65 de bătrâni. Dar asta nu este tot. În spatele a tot ceea ce vom discuta a fost și continuă o poveste. Vă invit să o descoperim împreună. Pe această femeie nu am văzut-o niciodată lăudându-se pe story cu ceea ce făcea. Mai degrabă am văzut-o pe șantier, cot la cot, cu muncitorii, pentru că oamenii reali trăiesc real și despre acești oameni îmi doresc să vorbească mai mult televiziunile. Bună seara, bine ați venit sau bine ați revenit! Bună seara, bine v-am revăzut! Mă bucur că am avut ocazia și avem ocazia să vorbim din nou, pentru că doamna Lia, în urmă cu 2 ani, v-ați aflat în acest platou, la Spune-n Cum, unde v-ați spus povestea și, fără nicio exagerare, prin blândețea dumneavoastră și felul dumneavoastră de a fi, mi-ați transmis niște emoții pozitive foarte, foarte frumoase. Și acum vreau să vă întreb. Cum s-a schimbat viața dumneavoastră pe plan personal în ultimii 2 ani? Pe plan personal? Nu cred că mai am un plan personal. Pentru că consider că planul meu e planul tuturor. Ceea ce fac eu, încerc să fac pentru toți. Și da, vom vorbi despre Casa Maria, care această casă s-a făcut datorită a ta, a oamenilor care au văzut dorința de a face ceva. Cum, povestind despre visul meu în cadrul emisiunii, acum 2 ani de zile, cineva a crezut în visul meu și mi-a spus doar așa. Au pus câțiva bănuți acolo și a zis leu cu leu pentru visul tău. N-am știut într-o formă sau alta în momentul acela ce aș putea să fac eu. Da, era un vis al meu, dar totuși era visul meu. Nu, visul meu era important. Așa consideram atunci, pentru că niciodată nu m-am pus, exact cum tot timpul am spus, pe primul plan. Și nici n-am vrut să fiu pe primul plan. Și de ce visul meu să fie pe primul plan? Nu. După aceea, vreun an de zile n-am făcut nimic. Știind că am bani acolo, n-am făcut nimic. Pentru că consideram că nu este important visul meu. Da, vroiam să am un centru în care bătrânii sunt trași de mâna copilului. Vroiam să văd bucuria și speranța celorlalți la un loc, așa. Și mă gândeam, totuși, sunt pregătită să fac lucrul ăsta. Teama de a nu dezamăgi pe cineva, începând să fac lucrul acesta. După un an de zile, a apărut această casă de vânzare, care, bineînțeles, cu suma care a fost donată atunci, prețul a fost același preț, casa. Incredibil. Deci vi s-a donat o sumă. Da. În această emisiune v-ați pus visul și la momentul acela, dacă bine mi-amintesc, ați spus că poate visați cam prea mult. Exact. Visați la un centru în care să aduceți copii și bătrâni nevoiași. Da. Nu-i așa? Da. O persoană ascultă emisiunea, vă aude dorința și vă contactează. Da. La timpul acela nu știam cum să... Mi s-a părut și cum aceea, vorba aceea, cere și ți se va da. Uh-huh. Am cerut și mi s-a dat. Și am zis, Doamne, de acum ce fac?
încotro apuc, că nu era nicio sumă atât de mare încât să îți permiți să cauți cumva să cumpere o casă undeva. Era 8.000 de euro și mă gândeam, mă, în perioada asta 8.000 de euro poate doar terenul undeva. Nu sunt în stare să mai iau de la zero să fac o construcție ceva. Și ducându-mă de Paști la o familie cu 4 copii, mama la acei copii spune, uite, soțul meu a scos niște bani din bancă și vrem să cumpărăm casa de peste drum, de lângă ei, cum ar veni, dar nu știm dacă vom fi în stare să mai facem ceva la ea, dacă chiar dacă o cumpărăm, cum ne vom descurca să o facem. Între timp s-au răzgândit să mai cumpere acea casă și au început să facă în casă și mi-au arătat, uite, avansăm, uite, facem în casă și eu în timpul acela, deci chiar dacă am trecut pe lângă casa aia 20 ceva de ani de zile, eu n-am văzut casa aceea. Dar stând în spatele casei, deci doar spatele casei îl vedeam și spuneam, Doamne, uite cât de înaltă e acolo, sus ar putea fi copii, jos ar putea fi bătrân. Deodată mi-a venit în minte lucrurile astea și după am întrebat de sumă și când a zis suma, mi-am dat seama că acea e casa. Fără să văd fața casei, doar îi văzusem doar spatele. Și am și spus, suma asta o am fix pentru așa ceva. Deci, a cerut exact suma pe care suma pe care eu o aveam atunci. Deci care era dată atunci, pe care eu nu puteam să o cheltuiesc, era cu mențiunea asta. Și am zis, Doamne, să fie lucrul ăsta, am și plecat atunci, nu m-am întors să văd casa, dar pe drum așa m-a sfrăit sufletul și spuneam, mă, cât de greu mi-era să mă întorc să văd și fața casei. Am plecat așa și gândindu-mă și vorbind cu mine însumi, mi-a rămas așa, gândul acolo și parcă, știți cum era acea bucurie, acei fluturași în stomac, care tot nu-mi dădeau pace. Și m-am întors înapoi. Deci m-am întors înapoi, nu în ziua respectivă, în altă zi. N-am putut să intru, că erau foarte multă vegetație crescută. Am intrat prin spate, cumva am sărit gardul. Deci prin spate era plasa lăsată așa la gard și am sărit gardul. Și am zis, Doamne, vreau să simt locul. Atâta vreau să simt locul. Mă bazez foarte mult pe vibrațiile astea locului. Nu știu, le simt altfel. Am ajuns în spatele, am ajuns prin spatele casei în față. Când am ajuns în fața casei, am simțit o liniște. Mă, dar o liniște, nu era frica aia că intrasem prin infracție, cum ar veni. Intrasem în curtea omului fără să întreb. Știam că e casă de vânzare, dar nu știam a cui e, nu știam cine o vinde. Și spuneam, Doamne, în loc să-mi fie teamă că am intrat așa în curtea omului, eu mă simt atât de bine și liniștită încât îmi vine să stau aici. Mi se părea totul frumos, cu tot că era geamul, vai mama lor, dar eu vedeam totul bine, totul frumos. Deja vedeam mai mult decât era. Și spuneam, Doamne, dacă o fi să o iau, să fie voia Ta, să fie să iau, să merg mai departe. Cum știi Tu, eu sunt aici, Doamne, eu sunt de acord, simt lucrul că va fi bine și după cum să facem, s-a luat legătura atât de bine cu proprietarii, imediat au venit, că veniseră din Italia. Au venit foarte, foarte repede, toate a mers cumva șnur, cum se zice, exact cum trebuia să fie. A venit, ne-am trezit cu casa, cum aveam casa și acum ce fac? Am zis, lasă, că repară noi cumva acoperișul, facem, las. Păi când au venit meseriașii să vadă ce e acolo. Pe o parte cădea, pe o parte se mișca. Și a început. Veneau toate exact cum a zis noi. La noi cam așa sunt minunile care se înfăptuiesc în zona noastră. Sunt lucruri care trebuiesc atunci și a doua zi sunt. Fără să avem bani, fără să avem puterea de a lua lucrul acela. Și așa am pățit și cu acoperișul. Ne-am trezit la jumătate. Cam 90% îl făcusem, cumva, era tablă pusă, mă refer la toate acoperișele. Rămăsesem ultima și am zis, Doamne, dacă nu o fi să terminăm, asta este, terminăm că nu mă avea. Dar ținând cont că am meseriașii acolo și ei așteptau să-și termine lucrarea, eu spuneam, Doamne, de unde mai găsesc eu alți oameni să fac cu altcineva, să continui peste lucrarea altor oameni, oamenii ăștia își vor banii pentru ce au făcut, ce mă fac? A doua zi ne-a trimis cineva tablă, ne-a întrebat... Ne-a întrebat ce cod avem la tablă, ne-a trimis tabla, exact cât a trebuit. Ei au continuat, între timp mai aveam ciment, mai aveam piatră, am turnat șapele în casă. Ne-a ajutat de la Craiova tot așa, iar cum spun cu minunile, cum se înfăptuiesc. Am ajuns la cineva care de fapt nu știam că se ocupă cu termopane și
Era una din cele mai mari firme de termopane, care lucra pe exterior și ne-a pus tâmplărie la toate exterioarele de casă. Tâmplărie de calitate care nu credeam vreodată că aș fi... Că ați avea, am avea parte de ele. Da, am avea parte de așa ceva să putem face. Așa cum spuneam la început, poate că sunt persoane care nu vă cunosc povestea și cred că ar fi potrivit să facem un scurt rezumat al poveștii dumneavoastră. În urmă cu 2 ani mi-ați spus cu mare mândrie că sunteți vânzătoarea unui fast food din Rovinari, acolo unde erați plătită cu minimul pe economie. Continuați să munciți acolo? Din februarie am renunțat pentru că drumurile nu mai îmi permiteau să fiu lângă oameni, lângă meseriași, ca să pot să continui. Și drumurile, și mai ales de toate că a trebuit să mă înscriu la o facultate, pentru că făcând un centru social, trebuia un asistent social plătit. Uh-huh. Eu nu puteam permite lucrul ăsta, încât am început să fac și o facultate. Am zis, când termin, cât de cât barem, să știu că avem pregătirea, să știu că mai am fete care au început să facă de asistent medical, să avem cât de cât o pregătire să putem îngriji oamenii. Și cu tot că am zis că nu mă voi descurca, că va fi foarte greu fără servici, fără salariu, care îl puneam la bătaie în orice lucru mm-hmm. care făceam, s-a putut face mai departe. Acum am să vă rog să faceți un scurt rezumat al poveștii dumneavoastră și vorbim despre 2 etape extrem de dificile pe care le-ați trăit cu fiica dumneavoastră. În urma căruia s-a născut o asociație, Glasul Sufletului, o asociație prin care faceți minuni. Și de asta mi-am dorit să reveniți la Spune-mi Cum. Am simțit nevoia să vă invit din nou pentru că știu că sunteți o femeie extrem de bună, cu un suflet extrem de bun, sinceră, și vă doriți să faceți lucruri extraordinare pentru semenii dumneavoastră. Și acum, atât cât simțiți nevoia, v-aș ruga să ne povestiți ce s-a întâmplat în acel spital. Cred că am fost un om binecuvântat, prea binecuvântat, față de altcineva care au trecut prin aceleași poate situații ca ale mele. În 2016, fata mea a avut un accident de mașină. Un accident în care, urma căruia, medicii nu-i mai dădeau speranță de a merge, având fracturi în coloană, fracturi grave. Deci, vertebre sfărmițate cu de 85% erau sfărmițate, rămăsese doar cioburi și mii de cioburi acolo, încât medicii nu i-au mai dat șanse că ar fi ceva și ar putea să lucreze, să repare coloana. Am fost în spital cu ea și după 3 săptămâni de stat în spital, în perioada după accident, când s-a făcut operația, Dumnezeu a coborât cu mâna asupra noastră. Credeam că suntem pedepsiți, cum s-ar spune, când se întâmplă un necaz, avem impresia că noi suntem pedepsiți, dar atunci a coborât Dumnezeu în sufletul nostru, lângă noi, și am simțit că El a lucrat, exact cum au zis și medicii. După ce am stat în capelă și am vorbit cu Dumnezeu, am simțit nevoia doar să-i mulțumesc și să-mi cer iertare, că din toată viața noastră noi n-am făcut nimic în schimbul a ce ni s-a dat. Și așa că, ieșind din capelă, am ajuns sus și să înfăptuise deja minunea. Medicii, după 9 ore, cele 9 ore preconizate de operație, ei au ieșit după 90 de minute, încă să chinuiau, într-o formă sau alta, să o scoată de sub anestezia, care deja era programată pentru mai mult timp. Și au ieșit mirați, au ieșit bucuroși, au ieșit mai greu să accept eu situația cum au ieșit ei, că nu înțelegeam ce s-a întâmplat. De ce sunt bucuroși? Da, am crezut că au renunțat să opereze decât au curățat și eu eram supărată că n-au încercat mai mult, că în mintea mea zicea, uite, dacă stăteați mai mult, poate rezolvați ceva. Când nu mi-au spus din start mie, ei vorbeau între ei, nu mi-au spus ce s-a întâmplat acolo și până la urmă m-am întrebat. Simțeam că nu mă văd acolo și pe mine. Și mi-au spus că nu știe nici ei ce s-a întâmplat, dar când lucrez cu Dumnezeu, orice este posibil. Atunci
am simțit deja, pentru că, de fapt, ce am simțit atunci sus în salon, am simțit și în biserică, în capela spitalului, acolo jos, am simțit acea liniște sufletească, acel lucru, cum rar îl simțim de multe ori, simțim frică, emoții, frustrare, orice simțim, neputință, dar atunci am simțit liniștea și o pace sufletească care rar o căpătăm, foarte rar. Atunci mi-am dat seama că Dumnezeu deja a ajuns acolo, că a trimis, a trimis pe cineva, ceva s-a întâmplat acolo. Pentru că până seara copilul meu era în picioare, iar eu m-am simțit atât de datoare față de Dumnezeu și vorbind singur așa, bombănind, pentru că nu era prima dată când s-a întâmplat ca să mi se salveze viața copilului meu, asta fiind la doua oară în interval de 18 ani între ele, și tot în spital s-a întâmplat acel cutremur, că de multe ori mi-am dat seama de fapt că cutremurul m-a făcut să mă revin cumva. Adică să-mi dau seama că e ceva care eu trebuie să fac, să merg mai departe. Adică ați fost internată în prima fază cu fiica dumneavoastră la naștere, da, într-un spital din București. După 18 ani, în urma acestui accident, din nou în același spital internat în stare gravă și de fiecare dată se produce un cutremur de 5,2. Cum vă explicați? A fost un semn? Asta vă explicați de la Dumnezeu? Exact. Și când, ca nu vreau să totul să trec, când am renunțat la servici, cu o zi înainte să mă hotărăsc să renunț la servici, a fost cutremurul de 5,2 în gorj. Wow. Atunci am spus, gata, ăsta mi-e drumul. Pentru că vreau să fac prea multe lucruri și nu simțeam că nu mă canalizez spre lucrul acesta, pe să merg trebuie mai departe. Ce e important? Același lucru, de ce zic? Când eu am cerut viața copilului meu acum 18 ani în urmă, pentru că venisem cu ea în brațe până fata mea este născută în ianuarie. Accidentele a fost în decembrie. Era exact perioada acum până în 18 ani ei. Atunci am cerut viața copilului meu. Am simțit că dacă eu nu fac ceva, după ce s-a întâmplat din nou am cerut viața copilului meu la 18 ani și după aceea dându-mi-o înapoi, întreagă, cu toate lucrurile după ea, cum s-ar spune, deci n-a rămas cu sechele, n-a rămas cu nimic, dintr-un accident care nimeni nu credea că va rămâne cât de cât să stea în picioare, să poată să stea în picioare, nu mai spuneam de să meargă. Nu ni s-a dat înapoi copilul, exact, ial, vezi ce faci tu de acum înainte, așa am simțit. Ați simțit datoare. M-am simțit foarte datoare. Și mi-ați spus că ați profitat de Dumnezeu. Da. Ați cam profitat de Dumnezeu. Așa este. Ați profitat de Dumnezeu că ați cerut viața copilului înapoi? Da, am profitat că de câte ori aveam nevoie, ceream. Am profitat, am simțit că eu merit. Că eu merit că sunt copilul lui Dumnezeu, cum se zice. Dăm, Doamne, ca să fac, să avansez, exact de ca oricare dintre noi, cerem servicii bune, cerem sănătate copiilor noștri tot timpul, cerem să putem face o casă, să cumpărăm o mașină, tot timpul ce, Doamne, ajută-mă să fac și lucrul acesta. Ei, când mi-am dat seama, partea cea mai importantă a fost că mi-am dat seama în biserică făcând lucrul ăsta, deci ducându-mă iar cu rugăminți, brațele deschise, Doamne, nu mă lăsa cu mâinile ridicate la el. Și când am călcat pe treptele capelei, mi-am dat seama, Doamne, ce fac? Eu iar cer. Ce fac iar? Ce fac? Cu ce vin eu în mână să-ți arăt? Uite, Doamne, mi-ai dat, dar uite, fac și eu ceva. Atunci am simțit că profit. Că profit atât de mult. Și n-am putut să mai cer din nou, pentru că am știut că dacă el vrea ca eu să-mi schimb ceva din viața mea, va ști cum să o facă să nu sufăr mai mult decât sufeream atunci. Exact cum spunem, pentru copiii noștri facem orice. Dar de multe ori spunem, Doamne, mai lasă-mi eu. Știți cum e? Facem orice, dar mai lasă-mi eu, să ne bucurăm de ea. Vă bucurați? Astăzi ați venit împreună, v-a adus ea cu mașina. Da. Este complet sănătoasă și frumoasă. Și pe picioarele ei. Adică, de multe ori avem nevoie de copiii noștri să simțim așa, să ne simțim noi indispensabili așa, știi? Adică nu, mergem
nu știu cum să explic situația. Vă afectează? Adică părinții de obicei se simt dați la o parte atunci când copiii devin independenți. Exact, la asta exact, referiți. Da, asta vreau să spun. Vreau totuși să fim așa chemați când, mamă, am nevoie de ceva, mamă, uite, vreau să fac lucrul ăsta. Nu, suntem așa, mami, știi ceva, uite, am făcut lucrul ăla, îți place cum a ieșit, îți place cum a făcut. Eu cred că ea este conștientă că mama este focusată pe a ajuta acolo unde chiar este nevoie, pentru că asta faceți. Ați deschis o asociație, Glasul Sufletului se numește, și vreau să vorbim puțin despre minunile care se întâmplă cu această asociație. Sunt foarte multe asociații în România care fac lucruri frumoase, dar față de activitatea dumneavoastră am o apreciere aparte, de asta sunteți din nou aici și vreau să vă întreb acum în ce stadiu era asociația acum 2 ani când ne-am întâlnit prima oară. Noi consideram că suntem la început, dar am fost luați așa un pic de vals. A fost foarte multe lucruri făcute, s-au făcut foarte multe lucruri, deci nici nu ne credeam capabil că am fi în stare să facem așa ceva. În perioada aceea, într-adevăr, construiam case la oameni, reparam case, construiam casele arse ale familiilor, înmormântam oameni care nu avea cine să-i mormânteze, ajutam la expatrieri, lucruri care acum, exact cum spuneam, mi s-a părut și încercăm să uităm ce facem în urmă. De exact ce? Mi-ați spus că încercați să uitați ce faceți. De ce? Pentru că simt că n-aș mai putea, aș considera poate că e suficient ceea ce fac. Cred că dacă n-aș uita și mă mulțumesc lui Dumnezeu că mă ajută să uit ceea ce fac, pentru că dacă nu, cred că apare sentimentul acela de mândrie și cred că mi se pare că cel mai urât lucru și cel mai greu lucru de care mi-a fost și teamă este mândria. Nu vă stă în fire. Și nu vreau să stea, nu vreau să se apropie de mine, că nu. Mi se pare cea mai grea boală a unui om. Uitând, nu mai îmi dă posibilitatea să ajung acolo. Exact cum spuneam, am întâlnit persoane care și după ce ajutăm, vin și spun ei ce facem pentru ei. Lucrul ăsta, ce am făcut pentru ei. Lucrul ăsta mă face să-mi dau seama că noi suntem doar acolo ca o legătură între Dumnezeu și ei. Nouă case construite și recondiționate. Povestiți-ne despre asta. Cu ce? Nouă case totuși este extrem de mult. Și ca și bilanț, la sfârșit am tras linie și sunt de multe ori o casă reconstruită în costurile ei era de cât de 20.000 de lei. Reconstruită, făcut cu toate utilitățile, cu baie, cu bucătărie, cu cameră, acoperiș și tot ce trebuie. 20.000 de lei, 20 și ceva de mii de lei, foarte puțin trecut. De multe ori, ăsta e costul unui acoperiș. Da. Deci fără, nu mai zic, dar la sfârșit când am tras linie ne-am dat seama că Dumnezeu a pus acolo totul. Noi am pus doar cărămida, că într-adevăr ne folosim, suntem 3-4 familii care facem lucrul ăsta, nu suntem mulți. Dar dorința, cred că, de a avansa și de a face lucrurile bine, acolo sporește. Noi punem, exact cum a spus un medic, o cărămidă și Dumnezeu pune 100. Important e să vrem. Eu cred că dorința noastră de a face bine, face lucrurile acolo. Nu noi. Noi suntem... Este nevoie de, clar, de bani pentru a duce la capăt un astfel de proiect, dar este nevoie și de brațe de muncă. Există oameni de bine care se oferă voluntari? Mai există? Da. Sunt rari, dar există. Sunt foarte rare. În ultimul timp, după pandemie, au cam dispărut. Deci, poate că acum e și de înțeles, poate perioada pandemiei nu au avut servicii, au rămas și acum încearcă să recupereze. Dar eu consider, și am și văzut în perioada pandemiei, au fost oameni, foarte mulți oameni, durnici de a face bine. Eu am stat și m-am gândit, omul când ajunge la necaz și vede greutatea, întinde o mână. Când dăm de bine, nu mai întindem o mână. Rar facem lucrul ăsta. Și de multe ori, cine ajută, ajută tot cel trecut prin necaz, tot cel care nu are, că de multe ori, mă gândeam, n-am cu ce să te ajut, că nu am cu ce.
Și am zis, stai fără grijă că Dumnezeu îți rânduiește locuri, să vezi tu ce bine vii tu exact pe locul care trebuie să faci lucrul ăsta. Și ai auzit strigarea? Exact. Ai auzit strigarea. Deci e important să auzi dorința celuilalt. Dorința și greutatea celuilalt și noi strigăm. Da, strigăm. Eu, vorba aceea, am strigat și cerșesc până la finalizăm, până operăm copilul respectiv, până terminăm casa respectivă. Că s-a întâmplat să ajungem la jumătate unei case și să nu mai fie niciun fel de donație și să ne lase o săptămână și să cădem în deznădejde. Doamne, mai bă lăsa să intru aici, ce fac, Doamne, cum termin? Să fii dezamăgit. Cum mai termin, da? Ei, mi-am dat seama de atunci că Dumnezeu a trimis mai mult odată și s-a terminat și mult mai repede decât consideram eu atunci, că pot eu să mai continuăm să mai facem lucrările la casele respective și nu mai deznădăjduiesc. Am deznădăjduit și m-am simțit atât de vinovată, pentru că dacă El m-a trimis acolo, înseamnă că El are, că nu are cum vreau eu să fiu grăbită, să grăbesc lucrurile. Ei, nu mai mă grăbesc. Povestiți-ne despre beneficiari. Cum vi trimite Dumnezeu? Pentru că asta tot spuneți. Dumnezeu ne trimite, Dumnezeu mă trimite acolo. Cum îi întâlniți? Exact. Să spunem primul beneficiar, care l-am spus dintotdeauna. Am văzut un caz în care cineva cerea o mașină de spălat, cineva postase despre o familie. Eu m-am uitat pe Facebook, ceea nu aveam Facebook, mă uitam la copiii mei, atunci mă rugam să-mi dea telefonul, să mai stau și eu pe el când veneam de la servici. Și deodată primul lucru ăsta l-am văzut pe Facebook. Am simțit acolo că trebuie, cu tot că până atunci am început să mai fac, adică vorbesc de un an de zile după accidentul fetii mele. Duceam, luam medicamente în perioada asta, dar nu ajutasem așa la dorința omului și am simțit așa, exact cum am zis, la glasul sufletului, necazul omului, în sufletul lui l-am simțit. Am fost conexiunea asta între suflete, cum ar veni. Și atunci când am ajuns acolo, mi-am dat seama că degeaba vin eu cu haine, degeaba vin eu cu medicamente, cu mâncare, cu tot ce trebuie, pentru că eu nu-i rezolv problema omului. Care era problema reală? Nu era problema, nu era mașina de spălat. Da, omul acela avusese un accident de mașină și avea probleme la coloană și el, degetele erau cam strânse așa la mână, nu mai putea să spele că spăla, având copii, doi copii singuri, creștea. Spăla la mână. Și când am ajuns acolo, era într-o casă foarte veche, stătea casă de vreo 200 de ani, spunea el că are, din bârne din acelea făcute, jos aveau numai valuri din acele exact cum stăteau pe grinzile care era. Nu aveau geamuri, aveau haine băgate în geamuri, un fum în cameră. Instalația electrică atârna fire peste tot. Erau și copii, unul brunețel și una o blonduță așa ca copiii mei, pare că de când i-am văzut am simțit cazurile așa, cu sufletul. Și atunci ne-am dat seama ce mașină de spălat. Omul ăsta n-avea apă. Avea o fântână înfundată cu toate cauciucurile și fiarele acolo. Și spuneam, Doamne, n-are apă, n-are căldură, geamuri nou. Lucrul ăsta s-a întâmplat cu o săptămână înainte de Crăciun atunci. Și eu am zis, eu nu mai plec de aici. Nu aveam decât de la salariul ce mai rămăsă, să mai aveam niște bunuri de masă. M-am uitat în portofel și am început să zic, mă, ăștia mai sunt. Dar cu ce am? Și pentru prima dată atunci fata mea mi-a zis, păi, dacă ai văzut pe Facebook, spune pe Facebook acum ce problemă ai. Și atunci am început să strig pe Facebook. Și au venit ajutoare din partea poliției care erau lângă mine, că m-au văzut așa disperată, că am strigat cu disperare că trebuie ajutați, pentru că nevoia unei era. Într-o săptămână s-a mobilat casa, s-a zugrăvit, s-a reparat jos, s-a făcut instalația electrică, s-a cumpărat mașina de spălat și s-a pus hidrofor, s-a curățat fântâna. Multe lucruri care, geamuri, uși, veneau unele după altele. Și atunci, ca și confirmare că Dumnezeu este alături de mine, că știți cum e ca Toma necredinciosul, tot nu crezi, mă, tot crezi că poate rămăsesem până în Crăciun. Era o zi exact, cum s-ar spune, eram exact în ajun. Și spuneam, Doamne, curățisem toată camera, o văruisem, era răcoare până să început să se încălzească pereții. Și vroiam două pături. Și acele pături, eu le-am cerut de la Dumnezeu, că am zis, Doamne, n-au pături pe pat, m-a păcălit o
am văzut niște chestii într-o saci de haine și am zis că o căptușală, am crezut că este pătură. Și nu era. Și nu mai erau finanțe pentru, nu, și pentru asta. Nu, și nici timp. Pentru că era exact Crăciunul, magazin închise, ce să încotro să mai apuc. Una o adusă să-mi iau de acasă și când vorbeam cu Dumnezeu că asta am făcut, dintr-o cameră în alta ziceam, Doamne, ce fac eu acum, cum îi las eu copiii ăștia? Erau micuți, cum îi las eu să stea pe păturile astea reci, pe paturile astea reci? Simțeam frigul deja în mine, așa îl simțeam. Și când... Deci m-am trezit deodată, exact când ieșeam într-o cameră, de se deschide ușa. Și casa aia e cam înaltă, așa, se ridica un cumva pe o scară, mai urăcioasă, așa, știi, mai frig. M-am și gândit că nu, cred că nu prea urca oricine pe scară aia, că era de frică să nu cadă. Și când deodată se deschide ușa, soții, două pături noi. Wow. Noi nouțe, băgate în țiplă, pături. Și când le-am văzut... Mi-am dat seama că Dumnezeu mi-a ascultat ruga și eu trebuie să ajut așa, pentru că El îmi trimite ceea ce am nevoie la timpul potrivit. Și nu v-ați oprit de atunci. Și nici nu vreau să mă opresc. Pentru că am simțit că sunt ajutată și nu de oameni, cum credeam eu, ci de oamenii Lui, care e cel mai important lucru. Ne dăjduim de multe ori în ceea ce facem. Și exact cum spun, am preferat uitarea ca să nu cred eu că fac ceva mai mult decât altcineva, pentru că nu, sunt un simplu om, două mâini în două picioare, dar nu mă dau înături, pentru că consider că puținul de sudoare care pot să-l pun eu are valoare mare acolo sus. Vi s-a întâmplat vreodată să finalizați un proiect și să nu simțiți recunoștință din partea beneficiarului sau nu urmăriți asta? Nu. Din toată familia, să spunem că de multe ori au fost și 7 copii, poate la un caz, o singură îmbrățișare care am primit-o la ieșire și un copil prinsându-se de piciorul meu, deci copil de 3 ani, să vină să spună, să zică, mulțumesc. Deci am rămas, nu mă așteptam, pentru că știam că părinții nu o să învețe lucrul ăsta pe ei, pentru că nu erau nici ei capabili. Erau. Și de să știe că eu nu am stat 2 luni de zile la ei acolo și le-am dărâmat total casa, așa vorba aceea, trăiau într-un fel de grajdi și le-am construit-o și aveau cald în cameră și aveau pături curate și aveau jucării și ei trăiau cu animalele, că deja aveau o grămadă de animăluțe care erau printre ei pe acolo. Și să vină după perioada asta de 2 luni de zile, că noi găteam... Aveam o oală de aia de 25-30 de kilograme și veneam cu ea noaptea când ajungeam de la cazuri, mă duceam acasă, găteam și plecam cu oala aia. Nu, și pentru voluntari și pentru oameni, că trebuia să avem ce... Să avem acolo, să nu mai cheltuim. Și mâncam cu toții, automat veneau și copiii și mai veneau și altora după acolo. Și după ce mâncau meseria și știau regula. Pleacă, mănâncă meseria și meseria și se urcă la treaba lor. Și copiii și ceilalți veneau cu crastornelele, deja stăteau la rând. Pentru ei a fost atât de mult lucru, pentru că cu o săptămână, că le-am spus, mai stăm câteva zile aici și după aceea gata, vă lăsăm așa liniștiți, că e ușor să stai nici pe capul unei familii și cu oameni și cu... E foarte dificil și pentru ei, ca beneficiari, și te înțeles. Și au găsit o brățărică așa, prin mocirile aia și s-au dus și ori noi atât am văzut că ei șoșoteau. Erau micuți toți acolo, grămadă, șoșoteau și se uitau. Eu mi-ar fost teamă să nu mănânce ceva, că așa e când ai un copil pe acolo și spui, mă, să nu bagi în gură ceva pe aici, ce faci acolo? Și deodată veniră ei cu ea și veniră și ziseră, uite, mulțumim. Și mi-a dat brațarea, o ștersăsără de nămol. O, Doamne. Și celălalt mic veni să prindă lângă mine. Credeți că am mai avut nevoie de ceva? N-am mai avut nevoie de nimic și cred că lucrul ăsta e foarte important. De multe ori nici nu trebuie să spună nimic. Că dacă ne uităm și vedem mulțumire în ochii lor, e suficient, mai mult decât suficient pentru noi, pentru că mulțumirea trebuie să fie sumă noi. Și astăzi vă ocupați full-time cu asociația, nu vreți să mai auziți de altceva? Momentan nu, pentru că consider că 100% trebuie să îndeplinesc visul ăsta, adică să merg mai departe, pentru că consider că Dumnezeu are mai mult decât un plan cu mine. Consider că nu suntem nemuritori, că și clar nu e, și trebuie să terminăm ce am început. Și mulți spun, Cristina, cum o să faci? Tot timpul le spun, eu nu o să mai fac nimic, eu merg doar pe mâna Lui. Pentru că nu.
nu mai fac planuri, pentru că oricum planurile mele nu coincid. Și graba mea, că am o grabă așa, hai să facem și pasta, hai să facem și pasta. Exact cum a fost cu canalizarea, lucru care mi-a dat de cap. Deci, pentru prima dată, am capitulat într-o săptămână de 7 ori, am ieșit din canal și am aruncat caz mama, că nu mai puteam să intru în canal, că am distanța foarte mare la canalizare când am băgat-o. Tot ne adânceam, că nu venea cum trebuie căderea. Dar dumneavoastră mergeți pe șantier frecvent? Da, bineînțeles, acolo, non-stop. Deci nu se face fără mine. Adică nu mi-e frică să pun mâna pe o cazmă așa, am să fac la gât cu ei, pentru că consider că eu sunt fiu primul acolo la muncă, nu vine altcineva. Ați spus mai devreme că vă lăsați în planul 2 nevoile și vreți să fiți pentru toți cei care au nevoie să fiți acolo. Dar ați simțit că Dumnezeu se îngrijește și de nevoile dumneavoastră pentru că sunteți om și aveți nevoie? Am simțit că nu trebuie nimic. Nu. Exact, mie nu trebuie nimic. De multe ori, mie nu mai trebuie nimic. Am tot ce îmi trebuie. Nu știu, exact, dacă nu ajungem la nivelul ăsta, eu consider că am ajuns la un nivel foarte înalt, ca și spiritual. Deci eu sunt foarte mulțumită cu mine, cu ceea ce am. Nu contează dacă, cum mai zice soțul de multe ori, măi, frigiderul e gol. Nu contează dacă am la oameni ce să le dau să mănânce, nu contează dacă nu e nimic la mine în frigider. Pentru mine nu contează lucrurile astea, dar consider că omul meu a găsit ce să mănânce. Deci când a venit, îți spuneam, uite, a fost frigiderul gol, dar uite, tu ai ce să mănânci, nu? Și să uită și el mai zâmbește pentru că și-a dat seama că orice fac, vine bine. Lucrurile vin bine și vine mulțumitoare. Și nu... Lucrurile se așează bine de la sine. Da, atunci... se așează atât de bine totul. De ce aș fi de ce mi-ar trebui mie ceva mai mult? Nu mai zic că mai și spunea soțul meu ultima dată, mi s-a rupt distribuția la mașină. Am o mașină, un Polo din 2001. Și n-am prea băgat bani în ea. Ce s-a întâmplat? Trebuia într-adevăr să-i facem exact cum trebuia, să schimbăm distribuția. Și cu o săptămână înainte eu ziceam că va trebui, de vreo săptămână, două, tot spuneam că zdrâncănea urât. Și s-a dus distribuția, s-a rupt, ce a făcut. El m-a ajutat cu reparația, el s-a dus, mi-a reparat-o, mi-a făcut. Și acum când a venit, a văzut-o cum mi s-a aprins toți factorii la bord. Merg toate, zice, scăzi pomul de iarnă, cel dincolo, ce mai facem acum? Lasă că merge, uite să vezi că merge, scârție, zdrâncăne, trâncăne, dar merge, nu merge. Și am zis, mă, atâta cât e nevoie. Vă facem treaba cu ea, că de-aia zice, păi treabă. Cum, că am cărat gresia cu ea, că am cărat astea, păi, mă, merge, nu m-a lăsat. Scârție, trâncăne, de uite, m-a dus acasă. Și de ce zic eu că nu avem de toate, important e să nu vedem pe prisma aia nesăturului, știi? Monitorizați la ora actuală 65 de bătrâni. Ce înseamnă? Da. Sunt vulnerabili din punct de vedere al sănătății? Sunt și al sănătății și al alimentației și a sărăcii. Deci le asigurați hrana? Încercăm să asigurăm strictul necesar. În ultimul timp avem vreun an și ceva, dacă nu ar fi și doi, de când lucrăm cu Banca de Alimente. Și ne ajută foarte mult Banca pentru Alimente din Craiova. Ne ajută foarte mult. De câte ori avem nevoie, facem un drum sau suntem în drum la ei, sunăm și spunem cam ce hrană avem, ce să putem să le aducem. E mană cerească lucrul ăsta. De multe ori, oricâtă haină i-aș duce, orice i-aș face lui, mai plătim câte o factură, mai facem câte ceva, atunci când ei nu mai pot. Dar hrana, știți cum se uită după ce îi duci? Exact ca și copiii mici. De ce zic eu că mi-e atât de drag să fac lucrul ăsta și mi-e atât de nerăbdătoare să pornesc acest centru? Pentru că eu văd în ei tot copii. De multe ori mă uit, copiii să vor juca tot cu copii, chiar dacă sunt copii adulți, cum s-ar zice. Știți cum caută într-o plasă când ajungem la ei? De multe ori nu se mai uită cine mi-a adus-o, se uită, mi-a adus ceva dulce. Mi-a adus ceva dulce. Și îi le zâmbește ochii la ceva dulce. Exact cum spune, copii. Sunt copii, îi vedem ca pe copii. Au nevoie, au și ei poftele lor. Și au nevoie cineva să-i bage în seamă, să le deschidă ușa. Am zis, poate de multe ori e foarte dificil să-i scoatem bătrânii din casele lor, să-i ducem undeva, să spunem. Dar la limita, când nu mai se poate să trăiască într-un loc și nu o să fie nevoie, noi îi primim cu dragă inima și spus, mă, noi pentru asta suntem aici, de asta vom fi aici. Că
Pentru că am trecut și prin cazuri în care bătrânii erau mâncați de fieri. Și foarte dificil să-l scoți de acolo. De ce spun? Pentru că sunt aparținătorii. Și aparținătorii nu vor să se facă de râs că părinții sau bunicii lor ajung în stadiul ăsta. E foarte dificil să-i scoți, dar va veni timpul să-i iei, forța de acolo, să-i poți să-i... ca pe copil, exact cum protejăm un copil de răutățile părinților sau altora, așa vom proteja și bătrânul. Poate cu ajutorul Dumnezeu și legile se vor schimba, încât să putem să-i protejăm și noi. Vă ocupați de tot felul de nevoi, expatrieri, înmormântări, ați... visul unui preot devine realitate cu ajutorul dumneavoastră. Ați construit o bucătărie profesională, așa zic. Am ajuns undeva care, tot cu mâna lui Dumnezeu, trebuia să ducem niște hăinuțe și am cărcasem duba și cel care, de fapt, trebuia să ajungem, nu m-a mai răspuns la telefon. Nu mai aveam niciun contact cu dânsul și noi stăteam cu duba plină, ce facem, încotro plecăm cu duba cu haine. Și o doamnă zice, mă, hai să vedem, părintele Flavian, ce... că știu că părintele se ocupa așa cu oameni și cu astea. Bun, dacă ne răspunde, uite, noi spunem ce avem. Am sunat. Știți cum ne-a răspuns părintele? Dragi tati, vă aștept. Deci fără, părinte, uitați, trebuie să ajungem, uite, dar avem ceva să ajungem. Da, dragi tati, vă aștept. Deci, cuvintele astea mi-au rămas așa în cap. Deci parcă a știut că venim. Deci a știut... Când am dus la el acolo, era cu atâta deschidere față de noi, de parcă ne cunoștea de când lumea și pământul. Da. Și după aceea ce ne spunem, fiecare cum spunem noi, ne vrem, părinte, ce frumos e aici la Matane, și zice că da, să vă spun ceva, am și un vis al meu așa. Ne cunoscându-ne ce facem noi, că nu ne-am dus oficiali cu poze după noi și nu știu ce, ne-am dus să mai știe și Dumnezeu ce facem, nu numai oamenii. Și ne-am ajuns să... Când am ajuns acolo, ne-am povestit de visul dânsului. Păi ce, părinte, ia spune, mă, tată, ia să vedeți voi aici. La mine aici mănâncă foarte mulți oameni. Și odată au venit la o sărbătoare care au spus să el și n-am avut decât pâine cu gem. A dus să pâine și gem. Mă, n-am avut decât vreo 4-5-6 borcanele, îmi povestea el acolo cât era într-un coș. Și am săturat pe toți. 300 de persoane a fost. Lucru care mi-a atras așa atenția, știind că la mine cu tremur a fost 5,2, exact cum spuneam, 5 pâini și 2 pești. Exact, Doamne. Același lucru am văzut cumva lucruri. Legătura. Și uite, vreau așa o bucătărie. Era un graj de acolo, un graj din ăla de CAP. Ei găteau acolo și făceau lucrurile acolo. Mai cum s-au putut ei gospodări? Și... La camera era mare, 100 de metri pătrați era. Și noi nu i-am spus nimic al dânsului pe drum, am plecat. N-am promis nimic, el ne-a povestit că ar trebui să mănânce oamenii, să aibă o mese, să intre normale, acolo, da. Să fie și la căldură când e iarna. Și, vai, așa ne-a sfărâit iar prin suflet, exact cum ne apasă. Și pe drum așa ce spunem noi, mamă, nu dăm o mână de ajutor părintele. Păi, cum să-i facem noi, cum să facem? Păi, uite așa, facem bucătăria noi. Nu aveam nimic în cont, dar noi făceam, noi vreiam. Dar n-aveam. Și după aceea, până am ajuns acasă, am plănuit tot. Când am ajuns acasă, deja am intrat în fiorul acela care ne-l dă, în a-l face ceva. Dorința aia, exact, de a nu te opri și de a... Și deja am început să cer. Am căutat meseriaș disponibil și ne-am apucat să turnăm șapa, să începem să reparăm, să scoatem părintele, să închina, să le vedeam ieșind. Păcea cruce, să uita în sus, Maica Domnului, nu-i ce fac oamenii ăștia? Maica Domnului, ce fac oamenii ăștia? Într-o zi am turnat șapa, în 3-4 zile s-a modificat toată clădirea acolo, tot interiorul, acoperișul, zona, plus că după aceea cei din Germania care ne susțin de foarte mult timp, ei sunt acolo pentru Crăciun, pentru Paște, ei tot timpul trimit alimente. Au zis, de data asta nu trimitem de Crăciun, hai să-ți trimit să-ți iei bucătăria ce ai nevoie acolo, că a fost costisitoare acele din inox alimentar. Ustensilele alea și mesele și dulăpioarele ce trebuiau și ei au plătit factura de acolo și am avut și aceste... Faceți lucruri extraordinare. Cred că am putea sta toată ziua să depunem amintiri și să vorbim despre minunile care se întâmplă în asociație. Timpul nostru a expirat, dar în
câteva vorbe. Vreau să ne spuneți în ce stadiu se află Casa Maria acum și de ce Maria? Pentru că toate lucrurile importante la Casa Maria s-au făcut în preajma zilei de Sfântă Maria. Am înțeles. Deci toate lucrurile, că la început nu a fost un gând anume, dar toate lucrurile și toate termopanele și toate lucrurile astea au venit exact în acele zile. Și am zis, nu, Maica Domnului va fi protectoarea locației. Maica Domnului este a nevoiașilor, ea va fi aici, va fi stăpâna. Și în prezent este locuită această casă? Nu, deci acum se lucrează. Se lucrează și la interioare acum. Deci okay. Acoperișele le avem, termopanele le avem. Am mai cumpărat aproape 2000 de metri pătrați în spatele clădirii, pentru că era terenul puțin și nu prea puteam să nici să lucrăm, că erau exact gardurile exact lângă ziduri. Și am, de fapt, când am cumpărat, au fost cele 5 lucruri care mi le-am pus la intrare în anul acesta, să putem cumpăra terenul, să putem încercui terenul, pentru că l-am și încercuit cu gard, pentru că suntem ca la marginea satului, casa este la marginea satului, unde e liniște frumos, trebuie următoarea, trebuie să veniți voi acolo. Acum am vrut să vă spun, visul dumneavoastră prinde contur și atunci când casa va fi ocupată de acei bătrâni și acei copii pe care dumneavoastră vi-i imaginați acolo de foarte mulți ani, eu vreau și promit solemn că vreau să vin în vizită acolo. Așa să fie, ziua Dumnezeu. Eu vă mulțumesc din tot sufletul că ați fost astăzi aici și vă doresc ca Dumnezeu să vă trimite oamenii potriviți, ca această lucrare a dumneavoastră să poată merge mai departe. Și îmi doresc. Și să vede când trimite oamenii. Ce pot să mai zic mai mult de atât? Când avem totul dat pe tavă, doar noi să facem lucrurile acolo. Știți unde merg banii aceia mulți despre care se discută în emisiunile politice? Se cumpără armament și se susțin războaie unde mor oameni ca tine și ca mine. Dar știți unde se duc banii munciți ai oamenilor de rând, chiar și minimul pe economie? Se construiesc case, se tratează bolnavi, se susțin copii, se îngrijesc bătrânii și se salvează vieți. Dumnezeu chiar poate face minuni cu minimul pe economie dacă întâlnește oamenii potriviți. Dumnezeu merge de mână cu sufletele noastre, nu cu banii sau influența noastră, căci doar așa se întâmplă minunile de mână cu Dumnezeu. Sunt Antonia Fudulu și vă mulțumesc că ați stat până la final. Nu uitați, ne revedem săptămâna viitoare de la aceeași oră 20. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile fără griji. Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.